Ce înseamnă copilăria? Pentru cei mai mulți copii este perioada în care nu știu ce înseamnă grijile. Din păcate, nu toți copiii se bucură de această perioadă în acest fel. Nu și cei care sunt abandonați în spitale sau care sunt abandonați și izgoniți de propriile lor familii. Bine că mai există oameni ca preotul Nicolae Tănase care să aibă grijă de aceste suflete. Prin înființarea Asociației Provita, are grijă de toți acești copii de care nimeni nu se îngrijește. Când suntem uniți, devenim mai puternici. Brandul de haine Blessed 33 a inițiat această strângere de necesar pentru acești copilași, așa că le mulțumesc pe această cale. E atât de ușor să faci bine, trebuie doar să vrei. Sunt tentată să spun, atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Când am ajuns pe aceste meleaguri, i-am găsit pe mulți dintre băieți jucând fotbal și cumva am retrăit și noi niște momente din copilărie, iar aici sunt locațiile în care ei locuiesc. Se jucau atât de liniștiți, nici nu aveau habar că această mașină venea să le aducă un zâmbet. Este greu și nici scump să îți ajuți aproapele. Trebuie doar să fii orientat către acest lucru. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și ne-au ajutat cu hăinuțe, jucării, pe care de altfel nici nu le mai foloseau. De aceea spun că nu este costisitor deloc să ajuți. Nu uita, gunoiul tău poate să fie comoara altuia. În formă de respect, ei te invită la masă, așa că ne-am dus la baie să ne spălăm pe mâini și după aceea am servit acolo prânzul alături de ei. Sala de mese era foarte bine organizată. Totul era curat și pus la punct. Servit prânzul, am fost invitați înăuntru, acolo unde am fost surprinși să găsim chiar și mame cu copii ce au fost date afară din casă, pe motiv că soțul nu mai recunoaște copiii. Sau sunt și mame care au fost abuzate și au decis să plece cu copiii lor și pentru că nu aveau unde să stea, au fost primite aici. S-au născut în Italia, sunt gemeni și un frate mai mare și efectiv au fost dați afară de tatăl lor, iar mama a găsit acest adăpost ca să-și poată crește copiii într-un mod armonios. Așa că am decis să le oferim și noi puțin din timpul nostru și ne-am jucat cu ei, după care am plecat, evident. Am plecat cu un regret că nu am putut sta mai mult, însă vom reveni de fiecare dată când vom avea sprijinul oamenilor și vom strânge toate cele necesare pentru ei.
pace!